Nu vă debranșați anul acesta? Și cu ce să mă încălzesc? Lumina e scumpă, toate e scumpe. N-aveți posibilități? Nu. O centrală? Hai! Cu pensia mea de 5 milioane și 600 și să faci mai întâi. Nu v-ați debranșat? Nu, no, păi da, știi. Dacă a fost convenabil la asta iară. Și nu v-ați gândit anul acesta? Nu, no, să... nu. No. Nu sunt nici posibilități, e scump. Și v-ați gândit vreodată să vă debranșați? Nici n-a, deși. Și mi se îndeie căldură la 4 milioane mele. Să vă puneți centrală? Da, eu am. Eu te-am luat de mâncare și am plătit apa, am plătit gunoiul și cablul ăsta. Mai am târșcut de Franța până luna ceilalte. Nu vă gândiți la centrală? Nu, dar n-am putere. Potrivit conducerii societății comerciale termică, cei care se debranșează ar trebui să achite și o taxă de 85 de lei. Până acum, de la 31 martie, de la sfârșitul sezonului, s-au debranșat de la termică 74 de abonați. Cei care mai intenționează să se debranșeze până la 1 octombrie, taxa de debranșare este 85 de lei, plus cheltuielile merg oamenii noștri și fac instalații, adică fac debranșare efectiv. În prezent, societatea termică are 1115 abonați, 80 dintre ei sunt locatari ai ANL-urilor.